Bună seara, mă numesc Cizma de Tunde și bine v-am regăsit într-un nou episod din ediția Justiția Penală Internațională. În episodul de azi vom dezbate situația din Sudan în cauza procurorul contra Omar al-Bashir, care era al patrulea președinte al Sudanului și care totodată este responsabil pentru comiteria unui crime împotriva umanității, crime de război și genocid. Din martie 2003 până în iulie 2008, în Darfur a existat un conflict armat prelungit fără caracter internațional între guvernul Sudanului și mai multe grupuri armate organizate. Omar al-Bashir și alți sudanezi de rang în alt politic și lideri militari au convenit asupra unui plan comun de desfășurare a unei campanii de contrainsurgență împotriva unor grupuri armate care se opun guvernului sudanez. Totodată, alături de mine, îi avem pe domnul profesor conferențiar universitar dr. Nicolae Ploieșteanu și pe studentul din anul 1, Biro Edwin. Bine ați venit! Bună seara, tindă. Bine te-am găsit și pe tine și pe partenerul meu de astăzi. Bine v-am regăsit! Edwin, care a fost atacul declanșator? A fost la aeroportul El Fasher. Acest atac a fost orchestrat de un grup de rebeli neprecizat în documentele curții. Acest atac, care a omorât uh, în jur de 700 de persoane, civili mai exact, a declanșat uh, un sentiment anti-evident anti-rebeli în țară, care uh, l-a îndemnat pe Omar al-Bashir să creeze un task force sau un împreună cu niște lideri de rang înalt din țara, să creeze o grupare anti-grupărilor rebele. Omar Al-Bashir, înainte să devină președinte, a avut o carieră militară. Cumva cariera aceasta a afectat intrarea lui în politică sau nu? Cu siguranță cariera lui militar a influențat regimul anterior pe acestor fapt. Pentru că, practic, regimul lui Omar al-Bashir începe în 1993 și durează, e o perioadă de regim dictatorial, adică specific până la urmă sistemelor în care politicul nu este desprins complet de zona militară propriu-zisă. Și Omar al-Bashir, în afară că a fost președintele statului, el a fost și șeful capul armatei din Sudan. Bun, ca urmare, cu siguranță, tot ce s-a întâmplat, inclusiv construirea unui plan, acum de ce insist pe plan? Planul, printre altele, a început inițierea lui, spunea Edwin, în urma unor atacuri de pe aeroportul Respectiv. Dar în dreptul internațional penal, vorbim de crime internaționale. Aici vorbim de trei categorii de crime, la fiecare mai multe capete de acuzare. Inclusiv mai multe capete de acuzare pe genocid. Trei capete de acuzare da? pentru Omar al-Bashir. Deci, în, atunci când vorbim de aceste fapte, trebuie să existe un plan. Să dovedești planul respectiv că există este unul dintre elementele importante ale acestei categorii de infracțiuni, cum este genocidul. Planul, intenția de exterminare. Intenția de exterminare a unor grupuri, vom vorbi și de aceste grupuri, pentru că mi se pare extrem de important acest lucru. Intenția se dovedește prin construirea unui plan. Odată. Am pornit de la întrebarea dacă era relevant că este militar, practic, de carieră. Dar este și președinte de carieră. E o cauză, e una dintre cele mai importante cauze ale Curții Penale Internaționale. O cauză care nu se termină neapărat cu condamnarea lui Omar al-Bashir, că nu se termină așa, da? dar în care se pronunță o soluție incredibilă care este precedent pentru uh, jurisprudența Curții Penale Internaționale. Discutăm și despre acea soluție la momentul potrivit. Ca urmare, dar răspunsul este afirmativ la ce ai întrebat. E o întrebare interesantă. Pentru cei care ne urmăresc, oh, chiar aș adăuga un pic de culoare. În general, în general, dictaturile sunt construite Dictaturile într-un stat sunt construite pe lipsa de separare dintre componenta militară și componenta politică. Deci, atunci când el încep să se suprapună, când un președinte devine marele maestru al unui guvern care, chiar dacă este politic, are în interior militari subordonați acestui președinte, de aici încolo, practic, dict dictaturile se derulează foarte, mm. uh, foarte bine, în, în bună regulă, ca să zic așa. Deci, asta este o componentă, e, e un mecanism interesant care s-a întâmplat și în Sudan, dar a existat și în România. De asta, una dintre primele măsuri care s-au luat în România după anii 1990 a fost ca în fruntea Ministerilor de Forță, de Interne și Apărării să se pună Ministri, oameni politici și nu militari. Aceasta este o tactică și o evaluare a unui regim. Și anume să urmărești să nu se confunde calitățile și să există o delimitare foarte bună între partea militară și partea politică. Da, deci asta e o chestie foarte importantă. Mm. Tot mix toată mixtura asta, parte politică, parte militară, servicii de informații, nu poate să conducă decât odată la dictaturi, spre exemplu, vorbim de dictatura comunistă pe vremea regretatului, între ghilimele, fost și unic conducător și lider mondial, Nicolae Ceaucescu, da. dar, printre altele, consecințele pierderile de vieți omenești în timpul Revoluției din 1989 se datorează tot acestei, acestui amestec nepotrivit între politic și, și puterea militară. No, exact. Da. Bun, haideți să revenim la Omar Al-Bashir, la situația sudanului. <laughs> în 1993 și-a început mandatul dar este un lucru interesant despre el, că în 1991 a adus o lege islamică și aș vrea să vorbim despre legea respectivă, dacă a avut ceva efect pe parcursul regimului lui sau dacă a influențat cumva. Uh, domn profesor ne-a descris foarte frumos dictatura în sine și regimile dictatoriale cum apar. Și în cazul nostru de Omar al-Bashir este exact leit, cum a spus și domn profesor. Omar al Bashir își începe cariera militară în 1975, trimis în Emiratele Arabe Unite și ajunge să conducă, cum a spus și domn profesor, forțele armate contra rebelii din sudul Sudanului. De aici, el, fiind un lider militar foarte puternic în țară, el vede că conducerea statului este neadecvat, devine frustrat cu aceștia și face un cud de ta. Un puci militar, care dar care nu varsă niciun strop de sânge. El, după cum a descris și domn profesor, a fost lider militar, dar și politic. Încet, încet, a scos partidele politice din sistemul politic al țării și a început să-și preia tot mai multe. Uh, roluri în guvern. Uh, cum ai spus și tu, în 1993 intră în funcție, fiindcă în acel an el decide să șteargă existența guvernului și toată puterea să fie în mâna lui. Înainte de acesta, el implementează legea islamistă. Acesta afectează o gamă largă din aspectul social al vieții de zi cu zi. Al persoanelor, de la criminalitate și justiție. Adică criminalitatea scade fiindcă pedepsele sunt foarte aspre. Justiția, practic, devine o problemă de doctrină de religie, nu de una de lege. După aceea se trece la viața familială, adică toată lumea cred că știe cum funcționează pe acolo la, exact. în această religie no. uh, problema cu uh, familia și cu căsătoriile da. și mai departe. Afectează chiar și relațiile economice din uh, stat. În ce măsură? Adică aduce norme etice, adică nu poți să... De exemplu, dacă ai, am scrie un contract, n-ai putea să-l etic vorbind. Uh -huh. Dacă îi scrie în litere micuțe, cum o spune la finalul contractului, chestii micuțe, este vorbesc despre etica și despre uh, moralitatea schimburilor și, nu în ultimul rând, în uh, societate de orice, de la restrângerea drepturilor femeilor, dreptul la votare, la condus, până la restrângerea partidelor politice. Haideți să mergem înapoi la atacul din Darfur. Ne puteți zice cum a început, care erau cauzele și cum s-a desfășurat mai exact atacul din Darfur mai îndelungat. Am început un pic să creioneze și da. Edwin. Situația, în spate premisele sunt religioase și economice. Religioase și economice. Cele religioase au fost speculate cum au fost speculate de-a lungul întregii istorii, doar că în cazul Sudanului este important să îi vedem un pic poziția, Sudanul se găsește undeva spre nord-estul Africii, da? este, A fost, la un moment dat, a fost cândva, la un moment dat, statul african cu cea mai mare suprafață, nu mai este în momentul de față, dar a rămas cu o suprafață mare. Și are o istorie foarte bogată enorm de bogată. Este una dintre culturile cele mai vechi din zona africană și despre care există și mărturii. Da? Iar ulterior, iată, dintr-un regat, din mai multe regate, de fapt, înainte de, de, Hristos, cum se spune, da? Sau cum mai spun la cei înainte noastre, da? Eu, practic, a ajuns una dintre țările cele mai sărace din lume. 35% din populație este într-o sărăcie fantastică. Acum, de reținut că zona Sudanului anterior, anului 2011, a fost o zonă cu o populație foarte mare creștină. Creștină? Aici apare problema. Interesant. O anumită populație care secole la rând, probabil că a fost oarecum a fost dezavantajată, a fost cea de origine islamică. Origine, Cu această religie, da? Nu origine. Dar putem să-i spunem la odică metaforic și origine, pentru că cei care practică această religie trebuie să o practice de foarte multe ori. Dacă e vorba de fundamentalism, într-o manieră care e acoperă în mod absolut ființa umană. Da. Bun. Această acest pondere a fost extrem de speculată de către, uh, să zicem, principalii actori ai conflictelor din Sudan și principalii actori care au ocupat puterea și au deținut puterea în Sudan. Pe acest fond, utilizând această, această, această contradicție dintre populațiile de religii diferite din Sudan, practic s-a declanșat conflictul S-a speculat această uh, situație, și s-au generat niște violențe care au dus la peste 300.000-400.000 de, de, de morți. Dar au mai dus. De ce este relevantă această cauză? Au mai dus și la o chestiune extrem de importantă. Ce care este aia? A apărut Sudanul de Sud. Deci, practic, în do după aceste evenimente, în 2008, nu mai are ce să facă pentru că totul a devenit mult prea exploziv. Până la urmă, iată vă dau un exemplu. În 2005, da, de deci evenimentele propriu zis pe care le are în vedere curtea, dar multe au existat și înainte, încep după perioada 2003 până în 2008. Dar în 2005 există și se declanșează prin rezoluția Consiliului de Securitate. Investigația procurorului Curții Penale Internaționale pentru săvârșirea acestor fapte. Deci este o situație, acest caz Omar al este un caz aparte, pentru că nu intervine Consiliul de Securitate a Națiunilor Unite decât în mod excepțional. Uh -huh. Altfel, clasic, statul parte teferă cazul. Curții, pe procurorului curții penale. Procurorul curții penale începe de la informație să facă o investigație și începe să se parcurgă chestiunile de legalitate până a se ajunge eventual la o judecată finală și la o condamnare sau o soluție de achitare sau altă soluție. Bun. Deci, în cazul de față, Consiliul de Securitate a Națiunilor Unite intervenim. De ce este important acest lucru? Pentru că Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite nu are ca misiune principală apărarea drepturilor omului. Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite are ca misiune principală menținerea păcii și securității în lume. Ca urmare, nivelul încălcărilor de drepturi ale omului în zona Sudanului și în acea perioadă, a fost atât de amplu și de mare încât a pus în pericol pacea și securitatea lumii. Și în acest fel, Consiliul de Securitate a acționat în baza ceea ce era îndreptățit, și anume în baza capitolului 7 din Carta Națiunilor Unite, care îi dă toate puterile posibile pentru a menține pacea și securitatea uh, internațională. Deci, aici este o chestiune importantă a acestui caz. Și da? a intervenit, s-a declanșat investigația, dar Omar al-Bashir nu a apărut, ca să zic așa. Deci, iată, acesta este un aspect important. Îmi spuneam, pentru sudanezi, cel puțin pentru unii, este important că, în final, s-a despărțit componenta. Unde e adevărat că se găseau resurse importante de petrol și alte resurse, da? Sudanul de Sud, de Sudanul de astăzi, care a rămas Sudan, da? Și în felul acesta nu spun că nu mai există conflicte, dar a fost, după ani de zile de conflicte oribile în zonă, a fost una dintre soluțiile care permit cumva comunităților. Să, să rămână cât de cât întregi, să nu dispară datorită propriilor violențe, da? să nu se ajungă la exterminările, care vedem că încep să aibă un ritm tot mai des în lume, deși nu prea era acceptabil acest lucru. Bun, deci mi-a apărut un nou stat. Asta e important, care permite acum celor de origine islamică, în special să aibă propria prop, propriul viitor într-o anumită măsură. Bun. Acum, de ce am spus, dacă rețineți că am spus religii și interese economice? Știți, punem un pic și de piper, dar o să las mai departe <gri> să să Intervine și Edwin. Am o întrebare în legătură cu ruptura respectivă a Sudanului da. pe care ați menționat-o, și după aia ați făcut o trecere spre economie. În primul rând, mă gândesc că ruptura asta era una grea pentru stat în sine. Și, într-un fel, și economia, cum s-a despărțit, cum a rezolvat statul conflictul acesta de economie, cum a zis, cu petrolul. Era una de lungă durată sau după ruptură, în câțiva ani s-a liniștit treaba? Nu au ce să se mai liniștească lucrurile pentru că s-au împărțit suveranitățile. Fiecare suveranitate este cu propriul său regim. Da? Uh -huh. Și își exploatează. Ideea este că aici avem foarte multe interese. La un moment dat, Egiptul împreună cu cu Regatul Marii Britanii, da? Da. Împărțeau un condominium tutela înainte să devină Sudanul stat independent, tutela mm. asupra acestei zone. Da? Dacă o împărțeau, probabil că aveau de ce și interese, interesele economice erau justificate, pentru că altfel, în perioada de până în prima jumătate a secolului 20, dacă cu atât mai mult anterioară, da? Secolului 20, nu prea existau, să spun așa, acțiuni internaționale lipsite de justificare economică. Bun. La un moment dat au lăsat, bineînțeles, Sudanul a devenit un stat independent. Da? E vorba de secolul 20, în a doua jumătate, deci târziu, a dobândit uh -huh. independența. Și a început cumva să funcționeze, dar a funcționat pe baza deja unor rețele economice extraordinar de, impo de importante și de puternice. Deci acolo, în zona Sudanului, s-au făcut de-a lungul istoriei cele mai mari tranzacții bănești de sclavi. Sudanul, de asemenea, este, nu? Înspre estul Africii, având o legătură foarte mare cu uh, tot ce înseamnă spațiul maritim comercial, până unde trec marile, marile trasee economice. Deci, el reprezintă strategic o zonă extraordinar de importantă economic. Și pentru ea s-au bătut mulți. Da? Deci, toate aceste lucruri stau la baza luptei pentru putere, o luptă sălbatică, da? în care până la urmă, statul trebuie să funcționeze cumva. Eu aș dori să pun mai mult accent pe faptul că presiunea asta internațională, eu, speculeți, aș spune că a intervenit din cauza petrolului, cum ați spus și dumneavoastră, care se găsește exact în zonele de conflict, se găsea între nord și sud, și zonele în care erau cele mai aprige lupte. Presiunea asta s-ar putea e o speculație încă o dată, să fi venit pentru ca să poată fi accesat acest ulei mult mai ușor, sau petrol, mă scuzați. Dar nord și sud este o axă a luptelor în general, între nord da. și sud, da. cam peste tot în lume. Tot pe direcția aceasta era și traficul de sclavi Bun, acum, ideea este, noi ne găsim în prezența unui, uh, unei situații extraordinar de importante în care nu am punctat sfârșitul și precedentul. Exact. Deocamdată, Omar al-Bashir, în 2019, până în 2019, a mai fost și președinte și așa mai departe în Sudan, nu a fost pus la dispoziția curții pentru că nu a fost pus în executare niciun mandat în privința lui, deși exista mandat și cu, în felul acesta practic s-a oprit justiția Curții Penale Internaționale. În 2019 însă deja și, și grupările politice din Sudan au evoluat și îl înlătură de la, de la putere. Da? Și el în momentul de față din câte se înțelege, se găsește într-o formulă de arest în Sudan. În închisoarea Cobert din Khartoum. Din Khartoum e adevărat, acum că sunt aceste speculații că nu e o închisoare, să zic așa, extrem de severă, ci mai degrabă o privare de libertate, dar în condiții mai Și am eu o întrebare. De ce economice? a considerat procurorul să mai imită bun. două mandate de arest în legătură cu Al Bashir? Dacă puteți să dezvoltați s un pic. Nu este, cum să zic, un aspect chiar foarte important acesta. E adevărat că într-o primă fază nu a fost pusă sub acuzare decât pentru crime de război și crime împotriva umanității. Mandatul de arestare, primul mandat s-a emis pe aceste infracțiuni, iar după aceea, al, trei, al doilea mandat s-a emis pentru clima de genocid. Deci, da. um, niște chestiuni de procedură, mai degrabă, penală. Ceea ce este important în această cauză, până în momentul de față, este că Curtea Penală Internațională a stabilit, mai exact în final, Curtea de Apel da, a Curții Penale Internaționale, a stabilit un precedent. În ceea ce privește impunitatea șefilor de stat. Adică, în condițiile desfășurării inițiale a investigației și a procesului, s-au emis aceste mandate de arestare. Ca urmare, toate statele părți trebuie să-și îndeplinească obligația de cooperare loială. Statele părți la statutul de la Roma. Exact. Adică, dacă cel suspectat și cu privire la care s-a emis mandatul de arestare este pe teritoriul unuia dintre statele părți, statul parte are obligația de a extrada. Da? Da. extrada și al pune la dispoziția curții la Haga. Ei bine, el, în timp ce era, fusese deja mandatul de mulți ani emis și așa mai departe, la un moment dat la o întâlnire a Ligii Arabe, care se desfășura în Iordania. Iordania este stat parte la statutul de la Roma. S-a pus această problemă, iar Iordania a refuzat. Da? A refuzat extradarea lui. A invocat imunitatea șefilor de state, Drept concept specific dreptului internațional public. Mai exact, a spus așa: imunitatea șefului de stat împiedică exercitarea jurisdicției penale de către oricare alt stat, în afară de situația în care statul a cărui imunitate o poartă nu îi retrage el însuși, adică Sudan imunitatea, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată. Da? Uh, și atunci, practic, Iordania a invocat un concept din dreptul internațional general, așa se numește, opunându-l obligației care rezulta din statutul de la Roma de a-l pune la dispoziția curții. Avem versus drept internațional general, imunitate și în partea cealaltă obligație consimțită prin ratificarea statutului Curții Penale Internaționale de la Roma. Care este mai puternică? Iar aici Curtea de Apel a dat un răspuns. Curtea de Apel, Camera de Apel da, a Curții Penale Internaționale și a dat o soluție și a spus așa, nu există și nu se pune problema ca o persoană vinovată de crime internaționale, chiar și șef de stat, să poată să-și opună imunitatea pentru a împiedica exercitarea jurisdicției Curții Penale Internaționale. Da? Deci, practic, a considerat, oricum așa și este, că toate obligațiile care rezultă din, uh, din statutul de la Roma în ceea ce privește cei care au săvârșit asemenea fapte oribile, obligații procedurale, să-l pui la dispoziția curții, au un caracter ergaones și sunt sub jurisdicția curții penale internaționale mai puternice decât un concept adus din sfera dreptului internațional cu public. Acesta este un precedent. Cum și-a pierdut controlul asupra Sudanului al Bashir? Că mă gândesc că era un factor care a. Omar al-Bashir și-a pierdut uh, puterea asupra statului prin pur și simplu, prin neliniștirea publică pe care el însuși a cauzat-o prin uh, acțiunile sale. Adică, noi am vorbit despre 300, între 300 și 400.000 de persoane care au fost omorâte, violate și așa mai departe. Doar, dar nu am vorbit despre un număr și mai mare de numărul de 2,5 milioane de persoane care au fost luați din casa lor și mutați în alte părți și cu, luați cu forța puse în, în într-un fel în lagăre de concentrare cum aș putea să spun nu erau omorâți, dar la chinuiți. chinuiți într-un fel cu uh, plasamente inumane uh, această neliniște a dus la tot mai multe proteste, cum au spus și domn profesor, până în 2019, unde a fost, unde a fost cel mai mare protest uh, până acum, unde a fost într-un fel un, tot așa o lovitură de stat pri, din pricina faptului că acțiunile sale, cum au spus și înainte. După aia a fost uh, trimis, transferat la închisoare, dar nu a fost acuzat și nu a fost închis pentru crimele pentru care acuză Curtea Internațională Penală. Ceea ce este un lucru inedit, aș spune eu. Se cercetează, sunt în cercetare și acestea deja. Acum, în 2020, a fost deschis uh, pe aceste noțiuni, noți, noțiuni, pe aceste fapte, pe aceste fapte, fapte uh, deschis Curtea din uh, Sudan. Și ce părere aveți? Cum o să... Cum o să fie viitorul Sudanului? Cum vă imaginați că o să fie? Acum că suntem la final de emisiune, pot să spun că eu îmi doresc să fie un viitor uman. Și... Dar acest, acest lucru va fi posibil numai, numai dacă există o transformare la nivel mondial, o susținere a acestor comunități o protecție inclusiv preventivă și nu neapărat de punishment, de pedepsire, da? O, o stimulare a întregii economii și a culturii și uh, întregii situații din Sudan, sure. da? Credeți că războiul din Gaza are ceva efect asupra Sudanului sau nu? Și războiul din Gaza este un conflict situat într-o proximitate, până la urmă. Da. Este extrem de aproape, dar um, cel mai important e cu siguranță, dar e un subiect care necesită o mai mai emisiune timp, distinctă da. și care nu ține neapărat de justiția penală internațională, ci de relațiile internaționale. Chestiunea este că oricum toți banii care se duc pentru a opri un război ar putea să se ducă pentru a susține creșterea și educația unei populații. Asta ar fi și opinia mea, adică oh. creșterea economiei eu cred că ar diminua puterea militară a acestor persoane și ar stopa cu timpul, cu timpul, nu imediat, cu timpul, uh, acest fapt că cei care dețin controlul militar dețin controlul peste stat și învățământul și creșterea economiei ar duce la un trai mai bun și la, ca și baza spune același lucru care l-a spus și domn profesor, un viitor uman. Mulțumesc frumos că ați fost alături de mine în seara asta și vă așteptăm și în emisiunile următoare. Și mulțumesc și telespectatorilor care au fost alături din nou în seara aceasta și vă așteptăm să vizionați și emisiunile următoare. Seara plăcută!